În perioada 2-7 septembrie, asociația 360 Degree cu sprijinul primăriei Dorna Arin, Salvamont, Vatra Dornei și Cabana Giumalău desfășoară acțiunea de ecologizare a traseelor turistice din masivul Giumalău. Pentru aceste zile, asociația asigură cazarea participanților, cât și materialele de lucru necesare, cum ar fi saci menajeri sau mănuși. Voluntarii se pot înscrie completând un formular de pe site-ul asociației. Întâlnirea are loc luni, 2 septembrie, la ora 12, în fața oficiului Salvamont din Vatra Dornei. Cazarea participanților se va face la cabana Giumalău, iar condițiile oferite sunt apa curentă de la izvor, grup sanitar în cabană și afară, curent electric asigurat de panouri solare și eoliană. Voluntarii trebuie să dețină un minim echipament montan, precum și alimentele necesare pentru perioada șederii la cabana Giumalău. Mesajul organizatorilor e simplu: fă o faptă bună pentru natură și înscrie-te ca voluntar la această acțiune. Dacă îți pasă și vrei să te implici, contactează-ne și vom fi bucuroși ca împreună să facem ceva pentru o Românie mai frumoasă.